venit necazul și strigă. Am venit, deschideți porțile! Poftiți, vă rog! I-au răspuns cu amabilitate stăpânii, larg deschizându-și porțile. Voi chiar nu ați înțeles cine sunt eu? Întreabă uimit necazul. Se obișnuise că în fața lui toți tremurau de frică. De ce nu? Am înțeles. Numai că noi primim și bucuria și pe tine ca pe niște musafiri, veniți din partea lui Dumnezeu însuși. Noi știm că El le trimite pe toate spre folosul nostru. Dar de ce stai în prag? Intră! Tot șovăi necazul, se întoarse și plecă, să caute casă unde trăiesc oameni necredincioși. Prin urmare, aceștia se vor teme de el. Altfel, ce fel de necaz mai este? Vă dăm cu drag să vă abonați la canalul Pronia Ortodox, canal pe care veți găsi peste 1000 de materiale duhovnicești, peste 70 de playlist-uri create special pentru dumneavoastră. Acatiste, sfaturi duhovnicești, rugăciuni, sinaxar, cărți audio, viețile sfinților, psaltirea audio și alte materiale pentru sufletul dumneavoastră. Nu uita, abonează de la canalul Pronia Ortodox. Fă misiune împreună cu noi. Promovăm ortodoxia. Ortodoxia este însăși firea omului. Părintele Rafael Nicolae.